Un bărbat din județul Gorj le dă celor mai tineri decât el o lecție de viață. Deși are 53 de ani, Gavril a venit să susțină examenul de bacalaureat. Anturajul greșit ales l-a făcut să pună studiile pe locul al doilea în tinerețe. Dar acum vrea să intre și el în rândul lumii. La examen și-a adus cu el nu doar cunoștințele acumulate de-a lungul timpului, ci și un sfat pentru generația de astăzi: să nu abandoneze studiile. Pe listele cu puștii de liceu s-a strecurat și Gavril Stana. A absolvit de mult timp școala, fără să-și ia însă diploma. Așa am gândit atunci, probabil că n-a fost nici cineva dintre părinții mei care să mă impulsioneze și să mă determine să îmi termin studiile, așa cum am făcut eu cu fiica mea. Și-a luat inima în dinți și a venit să susțină proba la matematică. Nu e însă pentru prima dată când se înscrie la examen. Eu proba trecută am dat-o acum 5 ani la liceul Nicolae Titulescu Creva, la limba și literatura română, unde am luat 7,15 cunoștințele mele acumulate de-a lungul anii. Și tot pe ceea ce a învățat de-a lungul timpului s-a bazat și acum. Merg la noroc și pe ce am asimilat în ultimul... Merg cu Dumnezeu înainte, dacă e să iau bacul eu, dacă nu, mai încerc și la... La 53 de ani, bărbatul vrea să le dea o lecție constructivă tinerilor care decid să abandoneze școala. Înainte de a intra în sala de examen, a avut și un sfat pentru liceeni. Să învețe carte. Pentru că dacă nu ai carte, ești pierdut pentru societatea civilă și nu cred că se vor putea descurca în viață lucrând în agricultură în alte țări și făcând pe salauri în construcții, nu știu prin ce state membre ale Uniunii Europene. Printre cei care au susținut bacalaureatul în Gorj au fost și alți elevi mai mari. În sesiunea aceasta de bacalaureat am avut trei cazuri mai deosebite, în sensul că trei candidați aveau vârste peste 50 de ani. Dacă va reuși să ia bacul, Gavril se gândește deja să dea admiterea la facultate. Vineri urmează să susțină proba la fizică.